Promisiunea făcută de primarul Astrid Fodor într-o ședință de Consiliul Local din primăvara trecută prinde contur. Consilierii locali vor vota joi într-o ședință extraordinară probarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, amenajare, locuri de joacă pentru câini. Acestea vor fi pe Alea Schellimber, pe strada Maramureșului și pe strada Oașa. Amplasamentele vor avea maxim 300 de metri pătrați și vor fi împrejmuite perimetral. Municipalitatea Sibiana alocă în primă fază aproximativ 600.000 de lei pentru amenajarea celor 3 locuri de joacă. Sibienii care vor să-și programeze deja concediile pentru perioada estivală au primit marți vești bune. Aeroportul Internațional Sibiu a anunțat că din această vară vor fi reluate cursele charter către operatorul aerian Air Bucharest, către Antalya, Turcia și Hurghada, Egipt. Zborurile directe de la Sibiu spre Antalya vor fi operate în perioada 28 mai-8 octombrie 2022, iar spre Hurghada în perioada 2 aprilie-2 iulie 2022. Un raport făcut public marți de către Inspectoratul de Poliție al județului Sibiu arată că în anul 2021 a crescut numărul de ordine de protecție emise de către instanțe. Vorbim de o creștere cu aproximativ 10% față de anul precedent. În total au fost emise 199 de astfel de ordine, iar unul dintre ele a fost încălcat și s-a terminat tragic. Un bărbat și-a ucis fosta iubită în primăvara anului trecut în cartierul arhitecților.